și bine ați venit la un nou vlog de la mine de pe canal. Cum toată lumea aștepta și toată lumea m-a rugat să fac partea mea de colecție de Travis Scott-uri, am zis să o discut și pe aceasta, dar am zis să o discut tot ce înseamnă colecția de Travis Scott X Nike, adică absolut toate perechile, Jordan 4, AF1-uri primele, cele la care se poate schimba sușul, și am luat și de la un prieten o pereche de Jordan 4 pe care eu nu aveam, preț de am pe cele de sus și cele 3. O să discutăm despre toate separat. În primul și în primul rând aș vrea să încep cu perechile de Air Force One, cele pe care nu le am, cele la care sușul este removable. Prima pereche de Air Force One albă, care o știți și voi, adică bănuiesc că știe toată lumea, dacă nu, oricum o să fie poze cu perechile pe care nu le am, o să fie ori aici, ori aici, nu știu exact unde. A apărut mai exact pe data de 2-12-2017, aceasta fiind prima parte a colaborării Nike-Travis Scott. În momentul în care a apărut această colaborare, prețul perechilor de resell a fost unul foarte mic, adică ajunseseră pe undeva pe la vreo $300. Și atunci eu chiar rămăsesem șocat de prețul ăsta și am zis, bă frate, nu o să mai crească, ce Dumnezeu, mi le iau mai încolo. Și să nu mai țin să mi le iau atunci, nu știu ce. După un timp cu perechile astea de Air Force One, haide să vă zic și o poveste, am pățit marea problemă de a cumpăra niște fake-uri. Nu le-am cumpărat, am dat la trade o pereche de Off-White-uri pe ele, o pereche de Off-White Vulcuri, și mi-am luat mare țeapă de la un băiat din Craiova, dacă vezi clipul ăsta, să-ți ții minte că încă te știu și încă știu ce ai făcut. Și pe lângă chestia asta, da, mi-am luat țeapă cu ele, nu știu dacă e cineva care mă urmărește mai mult pe Instagram. Am pus la un moment dat o poză, un story cu ele și m-a anunțat lumea că sunt fake, am șters story-ul și am și rezolvat acea problemă. M-am dus la băiat până în Craiova, am bătut drumul București-Craiova, dus întors într-o zi de septembrie, a fost o întreagă nebunie ca să mă duc să-mi iau perechea înapoi și ca să dau lui pe cea veche, cea fake, pentru că nu mi se pare deloc normal să faci așa ceva și de asta am mai zis, cumpărați doar de la oameni de la care aveți încredere. Eu chiar am mers pe încredere, gen, am cumpărat, mi-a trimis pozele erau unele de pe net, n-am mai stat să mai mă uit. Când mi-a ajuns perechea era total altceva și așa că am zis că frate, trebuie să-mi iau înapoi. Băiatul mi-a dat bloc și în momentul în care mi-a dat bloc, am zis că nu pot să o las așa. Așa că am avut mare noroc cu un prieten de-a lui care chiar mi-a dat toate indicațiile unde stă și așa, pentru că am auzit că dă mai multe țepe și cum comunitatea asta am observat și în momentul ăla că este foarte unită și care arată că ne susținem unii pe alții. Băiatul acela mi-a dat toate detaliile, mi-a zis exact unde să mă duc și în momentul în care am ajuns acolo, m-am întâlnit cu băiatul cu acest care mi-a dat până la urmă perechea înapoi de bunăvoie, ceea ce pe mine m-a surprins, adică a rămas complet șocat, nu m-așteptam să facă urât, să zic că să... Dar mi-a dat perechea, a fost totul bine, avea să-mi dea și o datorie că mai adăugasem eu 3 milioane, dar am zis, asta e, pentru alea 3 milioane, asta n-am avut ce să mai fac, am pierdut 3 milioane și drumul București-Craiova, dar măcar l-am învățat minte pe băiat de acest lucru. Dar despre aceste AF1-uri, ce pot să zic este că se murdăresc foarte repede, au un material de cârpă, nu știu dacă se le zic cârpă sau este ceva un pic mai rugos, este așa o cârpă mai rugoasă și cu acele dungi care în momentul în care pui flash-ul pe ele, luminează. Pe lângă asta și găicile de la șireturi și acelea luminează în momentul în care pui flash-ul pe ele. Această pereche de Air Force One X Travis a fost lansată în două tipuri. Prima OG-urile și pe lângă asta au fost lansate și sale-urile pe data de 10-8-2018, în momentul în care acestea au apărut și bum, dintr-o dată erau €200 și era resell-ul $200, adică am rămas șocat și am zis ok, frate, nu le iau nici acum. În momentul ăla mă gândeam că, bă, frate, dacă mai stau un pic, poate se ieftinesc, poate se... Am mai stat eu ce am mai stat. Și după ghiciște au bubuit prețurile. În momentul de față au ajuns cele două perechi să coste undeva pe la 1000 și ceva de euro prețul lor de resell, adică am rămas wow, what? Și în momentele alea chiar am avut ocazia să cumpăr acele două perechi. Haideți să trecem la perechea de Jordan 4, cea de Jordan 4 albastră, pe care o am chiar aici, care a fost lansată pentru toată lumea și în varianta Friends and Family, dar aceasta a fost lansată în data de 9-6-2018, dar mai există încă două colorway-uri pe lângă. Există cel maro și cel mov. Cel maro este un pic mai special, în loc de această parte roșie care este pe interior, care este din cârpă, din material textil, oare din piele și este doar Friends and Family și au un preț de resell exagerat de mare, o să las poze cu cele două perechi, cea mov și cea maro aici, dar această pereche nu este a mea pentru că nu o dețin în colecție, am vorbit cu un tovarăș care o are, este foarte murdară, dar am vrut să vă arăt și vouă și am vrut să discutăm un pic despre materialul de pe ea, care nu știu exact ce fel de material este, dar este un material care se spală foarte greu și este foarte greu de întreținut. Acest clip o să apară înaintea episodului de cleaning care o să apară miercurea viitoare, cel cu Bogdan Perghel, în care o să curățăm chiar această pereche ca să vă explicăm și vouă cum să întrețineți o pereche cu un material așa de dificil și mai multe perechi. Mă scuzați că am întârziat foarte mult cu episodul ăsta de curățat, dar asta este, chiar n-am avut timp și nici Bogdan n-a avut timpul necesar ca să filmăm. Despre această pereche, tot ce pot să zic este că este o pereche foarte faină, dar foarte faină din punct de vedere al colorway-ului și din punct de vedere al detaliilor. Se poate observa aici pe spate Cactus Jack cum este scris, Travis Scott scris invers în loc de Air Jordan.
și bula de aer de la Jordan 4 și rest este o pereche normală de Jordan 4 care are acest material albastru din, nu știu, v-am zis, chiar nu știu ce este, dacă știți voi ziceți-mi în comentarii. Această pereche este una foarte forjată, este o pereche foarte folosită, adică este o pereche cu foarte multă personalitate. Chiar îi mulțumesc prietenul meu Dragoș pentru că mi-a dat această pereche, deoarece chiar aveam nevoie de ea, să vă explic și vouă mai bine cum stă treaba și pe lângă asta am fost să o folosesc și în episodul de clean. Trevis s-a bazat pe perechi de Jordan. Haideți să trecem la următoarea pereche lansată de Trevis cu colecția Nike, care este perechea care a bubuit dintr-o dată și din momentul ăla a bubuit tot ce înseamnă Trevis X Nike, deoarece au apărut Jordan 1 High-urile. Ele au apărut pe 11.05.2019. Această pereche este foarte asemănătoare cu cea de low-uri, doar că este high și pe partea unde este negru este albă. O să las poză cu ea acolo pentru toți cei care nu știu. Aceasta are și buzunar secret jos la călcâi pentru a spune orice vrei tu să spui. Acum nu știu ce o să vrea voi să vă puneți sau cine ce o vrea să spună în acel buzunăraș. Materialele sunt aproape la fel ca pe cele de Jordan 4. Este acest material, nu știu cum să-l numesc, nu știu dacă să-l numesc suede, maro pe exterior și pe perechea de high-uri și pe perechea de low-uri. Și acest material tot la fel, nu știu ce este exact, și pe perechea de low-uri și perechea de high-uri, care este pe perechea de high-uri este alb, pe aceasta este negru. Detaliile de pe această pereche se pot observa aici, se poate observa cum scrie Cactus Jack, cum sușul este pe partea cealaltă întors, cum este și pe perechea de high-uri. Se pot observa șireturile care sunt dintr-un alt material, nu cele simple, dar vine și cu șireturi simple, rotunde, față de perechile normale. În rest, n-are cine știe ce chestii, are aici semnul de la Jordan cu un Cactus Jack care scrie acolo și dreptul, pe care înăuntru avem Travis Scott. Și aici avem și returile roz. Perechile de Jordan 1 High și Low de la Trevis au venit în mare parte cu lacing-uri roșii, negre, roz și albe. Cele high, astea n-au venit cu șireturi albe. Dar sincer, încă n-am încercat, toată lumea mi-a zis să încerc șireturile roz, nu știu de ce, dar o să le încerc la un moment dat. Mie îmi place foarte mult cum vin ăștia cu negru și mi se pare cea mai top pereche din tot ce înseamnă Trevis cu Nike. Este singura pereche pe care mi-am dorit-o și de-abia am obținut-o, am făcut rost de ea de la un băiat de undeva de prin Anglia, am cumpărat-o, am dat pe ea vreo 475 de lire, dar au meritat toți banii deoarece materialele sunt foarte calitative și în același timp sunt niște materiale pe care nu le găsești pe orice pereche de Jordan 1 low. Și pe lângă asta sunt detaliile de la călcâi, unde avem sigla de la Air Jordan și mic semnul de la Trevis. Ok, și acum haideți să trecem la perechea de Jordan 6, cea care a fost lansată mai exact pe data de 11.10.2019, să vorbim despre această pereche care a fost lansată în full size run de la Toddlers până la normale. Cea normală este chiar aici. O puteți vedea. Cea normală am purtat-o și eu de câteva ori, n-am purtat-o foarte des deoarece mi se pare o pereche greu de purtat din punct de vedere al acestui material, care este același cu cea de pe Jordan 4 și de pe toate perechile de Travis-uri. Acestea au un buzunăraș aici, pe care în interior este desenat acest semn de la Travis. Pe lângă aceasta, această pereche are de Jordan 6 are această capsă, nici nu știu cum să o numesc, este chestia distinctivă de la Jordan 6 pe care scrie Cactus Jack. Limba este una de plastic full și cam asta pot să zic despre această pereche, nu este o pereche foarte complexă, pe spate aici scrie tot Cactus Jack, adică este ceva simplu. Și la această pereche am uitat să vă zic, talpa dacă o lasă se încarce la lumină este glowing, adică noaptea strălucește în întuneric, ceea ce a fost un lucru foarte interesant făcut de Trevis, un lucru nou, bine nu chiar nou, dar și Kanye a făcut chestia asta când a făcut colaborarea cu Nike, când a făcut Easy X Nike. Acest pochet de aici mi se pare un pochet foarte bun de ținut mărunt, de ținut depinde ce vrei să-ți mai ții, nu știu, să arunci niște chestii, să-ți arunci de ambalaje în momentul în care te plimbi pe stradă și n-ai unde să le arunci, să le lași aici, să-ți lași aici ambalajul și în momentul în care ajungi acasă să le arunci. Că în rest nu văd altă utilitate a acestui buzunar. Pe lângă aceasta, pereche este una foarte groasă, mi se pare mai mult o pereche de iarnă decât o pereche de vară, ceea ce pe mine m-a șocat, adică în interior este destul de groasă și recomand tuturor să-și ia cu jumătate de număr mai mare, deoarece perechea nu este true to size, adică mi-așa mi se pare, nu știu ce părere aveți voi cei care mai aveți această pereche, dar mie 44 mi era mică. Eu am 44,5 la aceasta. Această pereche a venit însoțită de două tipuri de șireturi, de șireturile galbene și de șireturile negre, dar eu, cum sunt clasic și niciodată n-am schimbat șireturile cu care au venit stock perechile, nu o să le schimb nici aici, bănuiesc. Nu știu cum arată cu cele galbene sau cu cele negre, dar pot să văd, dar în principiu o să rămână acelea. Deoarece mie îmi place foarte mult cum vin cu perechile stock, adică de fiecare dată am rămas șocat de chestia asta, pentru că perechile stock mi se par cele mai bune din punct de vedere ale lacing-ului și de ale tot ce înseamnă chestia de șireturi și așa mai departe. Și cred că următoarea pereche și ultima
din ce a fost lansat până acum de Travis-uri. Și cred că ultima pereche lansată de până acum de Travis Scott-uri este această pereche de Air Force One, care a fost o pereche wow. Această pereche prima oară a fost arătată de Travis la un concert, când acesta a dat unui participant de la concert, astfel încât acesta se bucure de ea. Acel băiat, din câte știu, a vândut-o la prețul de $200,000, adică a rămas complet șocat. Într-adevăr, prețul acestei adresări este undeva pe la vreo 550-650 de euro, depinde de măsură, cum diferă la toate. Această pereche este una care pe mine m-a impresionat din multe puncte de vedere. Haideți mai întâi să începem cu Adidas. În primul rând, putem observa cum se îmbină foarte multe materiale, cum aici este un material de raiat, un material de suede, iar un material de raiat, iar un material simplu, camo. Dar în același timp și chestia asta de aici, de la spate, care mi s-a părut foarte interesantă, dar nu-i văd rostul atâta tot. Și acest detaliu de pe limbă, care eu, sincer, în momentul în care eu să port această pereche, o să o dau jos pentru că nu-mi place cum se vede acest albastru cu toată perechea, dar, în schimb, îmi place lacing-ul maro la ei. Acestea vin cu șireturi negre și cu șireturi albe, din ce se poate observa, dar lacing-ul ăsta maro cred că arată foarte fain. Aceasta, nu știu cum pot să o numesc, de pe limbă se desface cu un fermoar și în spatele ei avem șireturile. Aceasta se poate închide la loc sau se poate da jos în momentul în care scoți lacing-ul și o poți închide și o poți purta așa. Eu nu o să o scot în momentul în care o scot. Această pereche a fost lansată în toate măsurile. Eu, din întâmplare, am și perechea de toddlers. Nu știu dacă voi vă întrebați de ce am perechile astea de copii. Nu știu, frate, mie mi se par niște perechi foarte interesante și foarte faine. În primul rând, mi se pare un lucru foarte mișto din punct de vedere al Nike-ului să scoată și toddlers-e la asemenea colaborări, deoarece aceste perechi pot fi purtate de copii și, în primul rând, eu vreau ca aceste două perechi, am două perechi de toddlers, vreau să fie purtate de copiii mei, deoarece mi se pare o amintire foarte frumoasă din partea asta mea a vieții, în care m-am ocupat de resell, de vândut haine, mi se pare wow, adică mi se par niște chestii interesante. Este folosit același material ca la cele mari, doar că, în schimb, avem niște chestii care nu există. N-avem partea de pe limbă, care nu există, și nici partea de aici, strepul acela care se poate deschide și închide. Nu-l avem pe cele mici. Iar cutia este una normală de Air Force One, nu este ca la aceasta, care este o cutie un pic mai complexă și mai interesantă. Aceasta are aici semnul distinctiv de la produsele Travis, dar în același timp și casa lui de discuri, adică Cactus Jack, scrisă în rusă, bănuiesc, nu știu nicio exact, pe partea exterioară. Cutia aceasta este o cutie care se deschide în acest fel. Și în interior avem un ambalaj pe care scrie numai Cactus Jack Records în rusă, bănuiesc, nu știu, e o limbă slavonă, nu știu exact ce limbă este, dar bănuiesc că este rus. Partea cea mai interesantă de la colecția Nike X Travis, după părerea mea, a fost inovația cu care acesta a venit. Acesta a venit cu foarte multe îmbinări de materiale, acesta a venit cu niște materiale un pic mai sofisticate față de ce vedeam pe pereche de Jordan 1, pe pereche de Air Force 1, pe pereche de Jordan 6, Jordan 4 și așa mai departe. Sincer, eu chiar vreau ca această colaborare să continue. Vreau să văd ce se poate scoate mai departe. Știu că acesta are în plan să scoate dunk-urile care o să iasă în curând. O să las o poză cu dunk-urile care o să iasă aici, care mi se par wow, pentru că anul ăsta, sincer, părerea mea, este anul dunk-urilor. Anul trecut a fost anul Jordan 1, iar anul acesta eu zic că o să fie anul dunk-urilor, pentru că Virgil Abloh a dat deja startul cu o pereche de dunk-uri la începutul anului cu cele trei culori Chicago, Green și Michigan. Și el a început această nebunie cu SB-urile dunk. Într-adevăr, această cultură de sneakers, SB-urile dunk sunt o pereche destul de extensivă la resell, adică sunt multe perechi, cum ar fi Lobster, Purple și așa mai departe, care ar putea ajunge la un preț de vreo 600-700 de euro la resell. Acum nu știu cât o să fie la resell perechea de Dunk-uri X Travis, dar mă aștept să aibă un resell destul de mărișor, deoarece este o inovație. Dar în același timp, cred că o să fie un stoc foarte mare, deoarece Travis mereu a făcut stocuri destul de mărișoare față de alte colaborări de la Nike. Cam asta cred că a fost. Data viitoare o să aveți prețul total al colecției mele de Adidas, cam cu asta am terminat toate perechile mele de Adidas și cele mai importante. A, nu! Mai am colecția de Easy-uri, am uitat! Săptămâna viitoare o să apară colecția mea de Easy-uri și după aceea o să apară prețul total al întregii mele colecții. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați de like, share, comment, subscribe, toate alea rele, să aprindeți și clopoțelul. Nu, eu sunt Georgescu și cred că o să ne vedem mâine la un outfit rating cu Shelly, prima oară la mine pe canal, să vedeți ce note am dat. Deci mâine la ora 4, fiți atenți pe canal că o să apară mare outfit rating. Vă pup, eu m-am dus.